Mulțumesc foarte, foarte mult că ați reușit să veniți la acest eveniment. Dacă vă veți uita în sală, în stânga, dreapta dumneavoastră, sunt oameni care m-au ajutat foarte mult în anii din urmă. Nu este niciun proiect, nicio finanțare pentru acțiunea de astăzi, de fapt pentru majoritatea eforturilor din ultimii ani. Și majoritatea lucrurilor pe care le prezentăm sunt mai degrabă prin eforturi și contribuții mult peste o serie largă de obligații și angajamente de diferite tipuri. Eu mă numesc Constantin Turmac. De felul meu sunt din Snagov, mă ocup de consultanță training, însă s-a întâmplat acum câțiva ani să mă apropii de domeniul acesta de biologie. Am intrat într-un proiect și într-o activitate care, din păcate, în loc să dureze 18 luni, a durat 67 de luni, perioada în care am ajuns să mă familiarizez mult mai mult decât credeam la început cu partea de biologie. Ce este poate interesant și relevant în întregul acest demers și motivul pentru care am încercat să organizez acest eveniment? Faptul că am descoperit sau redescoperit în zona Snagov o foarte mare biodiversitate. Și am constatat ca un novice, cum am intrat în această direcție, în această zonă acum câțiva ani, că pe de o parte despre zona Snagov există foarte multe studii realizate chiar de prin 1906, chiar domnul Antipa a fost acolo și are un tratat despre pescuit și sunt peste 52 de lucrări numai în arhivele de la Antipa. Deci este o zonă care a fost intens studiată, monitorizată, zona Snagov, chiar de cercetători, însă cumva a apărut o suspendare, un spațiu de uitare, cam după Revoluție. Și în ultimii ani, printr-un proiect post-mediu, s-a făcut o reinventariere pentru unele specii și pentru habitate. Și în paralel, iată, cu ajutorul mai multor cercetători și a altor oameni care ne-au ajutat, am ajuns în situația în care am pus cap la cap foarte multe detalii despre această biodiversitate de la Snagov și oarecum ne-am dorit foarte mult noi, dar ne-au încurajat și insistat mult oamenii care ne-au mai ajutat, să găsim o variantă, să facem mai vizibil și poate să cerem mai insistent sprijin și la Ministerul Mediului pentru a se proteja, conserva mai mult în zona Snagov, din biodiversitatea în cauză. Din acest punct de vedere, suntem în următoarea situație. Trebuie să încep prin a mulțumi gazdei, Muzeului Antipa. Domnul director nu este în clădire, mi-aș fi dorit foarte mult să spună câteva cuvinte în partea de deschidere. Pe de altă parte, ca participanți în sală, în principiu sunt cercetători, specialiști din domeniu, mulți se cunosc între dânsii, încă o dată le mulțumesc foarte, foarte mult că au găsit puțin timp, e o perioadă foarte ocupată să vină. Dânsii, în principiu, vor ajuta repunctând, reprecizând câteva detalii relevante pe parte de biodiversitate și ce au găsit sau ce consideră dânsii că este important despre această zonă. Iar undeva în partea finală, au venit și din comunitate, din zona Snagov, oameni care de asemenea ne-au sprijinit în anii din urmă. Va veni și domnul Pasac în 15-20 de minuțele și dânsul are o lungă experiență la Snagov. Vom încerca să facem o scurtă discuție despre ce și-aduc aminte sau ce au văzut sau ce consideră dânsii că sunt beneficii pe parte de biodiversitate sau asociate conservări. De asemenea, în sală avem doar câteva din foarte multele poze făcute, mai ales în ultimul an, cu ajutorul a circa 15 fotografi profesioniști pe parte de natură, de wildlife. De asemenea, la parte de discuție, m-aș bucura foarte mult să puncteze câteva lucruri. Unii au experiență cum a fost cu Văcărești. Iată, spuneam că între voi, colecția de lucrări de la Antipa, am găsit 52 de lucrări, nu sunt singurele. O inventariere foarte relevantă s-a făcut în perioada 2010-2012. În sală sunt mai mulți cercetători care au ajutat, au contribuit. Și demersul nostru în propunerile depuse la Minister pentru Extindere Conservare e bazat foarte mult pe aceste noi inventarieri, recente inventarieri. Din acest punct de vedere, n-am scos din acele travă prea multe materiale, dar
ele arată ceva de genul acesta, par cu caractere sau scris mai veche, una și foarte interesantă despre păsări a unui domn Papadopoul, 25 de ani s-a monitorizat vreo 165 de specii la Snagov. Să trecem viza puțin mai departe. Iată, putem să prezentăm foarte detaliat cine, când, cum a punctat despre biodiversitatea de la Snagov. Aici sunt foarte puține, puteam să intru mai în detaliu. Deci undeva prin anii 20 încep să apară schimbări antropice la Snagov, mai exact prin 1918. Și la un moment dat, Luisa, dacă dai puțin mai departe, am putea să gândim în felul următor. Avem doar puțin timp astăzi la dispoziție pentru a reaminti tot ce este disponibil și scris despre Snagov. Punctul B, la Ministerul Mediului din noiembrie 2015 am depus o documentație completă cu formularul acela tip Natura 2000. Am ceva afișat pe panouri, vom prezenta mai târziu dacă este cazul. În fond, în 30 de zile ar fi trebuit să se instituie conservare pe o suprafață mai mare unde s-au găsit specii. Domnul Negrei va veni puțin mai târziu, ne va arăta, ne va prezenta câteva detalii din perspectiva beneficiilor pe care poate să le aducă unei comunități înființarea sau existența unei arii naturale protejate. Odată și localnicii pot să înțeleagă și să vadă comparativ cu trecut cu prezent, dar sunt și abordări noi surprinzătoare, mai ales din categoria celor care ne permit să cuantificăm valoric beneficiile păstrării sau menținerii unei arii naturale protejate. Ce este expus în sală arată poate diferit, dar sunt contribuțiile unor persoane diferite care ne-au ajutat. Domnul Vlad Iosif ne-a dat o parte din expoziția pe care dânsul a făcut-o pe cont propriu în anii din urmă și a dus-o la Muzeul Satului și diferite alte locuri, vedeți? Să prezinte că e ceva frumos la Snagov, altceva decât s-a spus mediatic că sunt numai deversări, că sunt numai betoane și nu ai de ce să vii și ce să vezi la Snagov. Deci atunci le-am pus o parte din ele. Undeva în partea cealaltă avem acele poze mici și sunt prea puține și îmi cer scuze față de fotografii care au fost drăguți și mi-au dat multe poze. Noi ne propunem să facem o expoziție undeva pe la sfârșitul lunii mai, anul viitor, mai structurată și poate o broșură cu cele 228 de specii rare și protejate. Avem nevoie de ajutor. Cam toate pozele sunt din zonă. Avem aici pentru două habitate, 3150-3160. Sunt astea acvatice, mai avem acolo cu pădure, 9170-7210 cu Cladium mariscus și alte câteva mai tehnice le prezint ulterior. Deci către finalul întâlnirii propun să facem o discuție de grup cu cei care pot ajuta. Să mergem puțin mai departe. E un filmuleț în care, de numai de 3 minute, care prezintă și cronologic și dinamic ce s-a întâmplat în partea de nord a Ilfovului. Acesta este un filmuleț postat în YouTube în care prezentăm zona Snagov și ce arii protejate există. Dă-i și play. Ce arii protejate există și dacă sunt sau nu ceva interdependențe în zonă. Deci intrăm puțin tel cu Google Earth, cu aplicația, durează 2 minute și jumătate, dar e bine de la început să ne familiarizăm cu zona, poate unii nu o cunosc. Vedeți, lacul acolo, lacul Snagov, cu roșu, este ceea ce s-a protejat în 1952 prin HCM 894, 1147,7 hectare. În stânga cu galben este ceea ce s-a protejat, e SID Natura 2000 la Scroviștea cu galben, circa 6.000 de hectare prin 2012, în dreapta era Căldărușa Andridu. Deci, în mod normal, ar fi trebuit să arate cel puțin așa. Totuși, interesant este că în anul 2000 apare cu titulatura Pădurea Snagov o bucățică doar de 10 hectare și oarecum dispar 960 de hectare. Oricum, astăzi o să mergem pe direcția științifică, dar asta e cu titlul de informare și mai apare tot în anul 2000 doar 100 de hectare din lacul Snagov.
față de 1147 de hectare, sunt 100 plus 10, 110 hectare. Să zicem că nu este relevant cu tema zilei de astăzi prea mult, vom vorbi de biodiversitate, dar poate e interesant de știut că există așa ceva. Bun. Lacul Snagov este cel mai mare lac natural din România. Aud mai multe opinii. Lacul Razel ar fi un fel de golf cu apă sărată. Poate domnul Crăciun o să mai puncteze. În multe țări se obișnuiește să se aleagă și să se prezinte lacul fiecărei țări, cum era Bledul pentru Slovenia sau altele. Dacă ne uităm puțin tăl aici, având în vedere și cum curg apele de la stânga la dreapta, deci Scroviștea e în Amonte, Căldărușan Dridu este în Aval, puțin tăl mai sus este și Ialomița, de fapt și lacul Snagov e un fel de fost braț al Ialomiței. Noi ne propunem acum cu albastru, și asta am solicitat, să se conserve, să se protejeze întreg lacul și rămâne de văzut dacă și când partea de pădure de jos ar fi util de considerat pentru interconectivitate. Că noi deja avem poze și detalii despre faptul că mistreți căprioare din Scroviștea trec DN1-ul și se duc în partea asta de Snagov și avem trei locuri de pe malul stâng, vedeți unde e pădurea Snagov, în care vietățile înnoată și trec în partea cealaltă și trec prin pădurea de pe malul drept și se duc către Surlari, altfel spus se duc către Căldărușan Dridu. Și deci trebuie doar primăvara și toamna să stai acolo sau să pui un dispozitiv și vei constata cum mamiferele fac acest lucru în afara păsărilor care și când migrează aleg unde să se oprească funcție de cât de multă prezență umană e în zonă. Noi am și schițat niște potențiale culoare ecologice care poate pe o lățime de 50 de metri sau cât o fi ar putea să fie considerate la un anumit moment dat. Lista celor 228 de specii protejate și rare. Aș vrea să precizez următorul lucru. Când noi la Fundația Snagov, acum vreo 8 ani de zile, oarecum negândindu-ne prea mult s-a întâmplat și am luat-o în direcția aceasta de a da o mână de ajutor pentru ce e acolo ca și biodiversitate, la nivelul Ministerului Mediului, în acte oficial, era scris că sunt doar 5 specii protejate în area protejată lacul Snagov și în principiu una în pădurea Snagov. Deși am făcut biologia chiar la Snagov și m-am uitat pe o foaie, trebuia să fie cel puțin 40 foarte ușor. Părea să fie un proiect ușor și rapid de făcut. Iată că în prezent suntem în situația și ne vom uita pe un material în care 171 de specii rare și protejate au fost deja confirmate prin studiile științifice depuse la Ministerul Mediului și avizate din noiembrie 2012, deci de la 5, 171, oficial, parafat, ștampilat, sunt recunoscute, acceptate deja de Ministerul Mediului. Și ghiciți ce? Deja prin studiile făcute sunt mai multe specii rare și protejate în Amontele și în Avalul Ariei decât bucățica aceea din mijloc. În bucățica aceea din mijloc avem 47 de specii rare și protejate și diferența până la 228, 171 inițial și pe urmă 228, a rezultat din faptul că în proiectul nostru am avut trecut un lucru puțin neobișnuit, dar eu sunt consultat de management, am solicitat la momentul scrierii proiectului să se verifice și la o distanță de 500 de metri față de limitele ariei protejate. Și în felul ăsta au intrat cercetătorii puțin și în pădure, dar și în Amonte și în Aval. Și asta este baza științifică care, iată, ne-a permis să anunțăm sau să susținem că sunt mai multe specii în Amonte și în Aval. Aveți în materialele primite lista speciilor. Deci în abordarea noastră față de biodiversitatea de la Snagov, du-te puțin mai sus de capul de tabel, noi cam aici eram în începutul primăverii. Și anume, câte specii de plante, într-un fel am estimat că ar putea să fie 1400. Și ne uităm pe coloana în cauză. Câte sunt protejate? Da, acolo erau 99, 105, o să mai vedem câte sunt inventariate,
oficial 442 prin studiile făcute. În total, în baza de date, am mai pus și alte specii. Da? Și la fel am făcut pentru păsări, pentru insecte, pentru mamifere, pentru pești, pentru amfibieni, pentru reptile. Diferențele față de rândul acela cu inventariate provin din faptul că față de 2012, pe noi ne-au mai ajutat și alți cercetători, fără niciun contract sau proiect, totuși fiind custozi, și am mers pe teren, s-au mai pozat, s-au mai făcut câteva lucrări și în felul ăsta chiar și astăzi vom auzi niște lucruri interesante și despre lilieci și despre ciuperci și într-un fel sunt ceva mai mult decât în perioada aceea 2012. Să mergem puțin mai departe. Să ne uităm puțin aici. Vedeți dumneavoastră, zona Snagov are 228 de specii rare și protejate și am comparat într-un material cu Scroviștea și Căldărușani, care sunt situri Natura 2000. Și iată, la Scroviștea în total sunt 26, la Căldărușan 46, în josul paginii avem cele două anexe, că astea sunt mai prioritare, dar, da, deci putem să vedem, relevant pentru formularul Natura 2000, la Snagov sunt 47 de specii, 15 în anexa 2 din directive, 32 în anexa 1. Dar asta, să zicem, un detaliu mai tehnic. Să mergem puțin mai sus, vom termina în câteva secunde cu tabelul ăsta. Surprinzător este poate tabelul de aici. Și anume, la Scroviștea avem 3356 parcă de hectare. La Căldărușani avem 6000 de hectare. Iar la Snagov avem numai 110 hectare în prezent. Și o densitate mult mai mare de specii. E o asimetrie pe care aș prezenta-o o altă dată altfel. Vedem că există și hotărârea Consiliului de Miniștri, nu e aprobată, cea cu 1147 de hectare și în perimetrul respectiv ar fi 57 de specii. Mergem puțin mai departe. Aveți pe materialul primit, nu mai intru în detaliu, din cele 228, cum se regrupează ele în diferite legislații. Asta e important pentru cine ar putea să dea aprobări sau să susțină urgentarea sau nevoia de aprobare. Am merge puțin mai departe acum. Aici aveți lista cu speciile, poate un detaliu, în stânga e un cod din formularul și documentația specifică Naturii 2000 și denumirile științifice și în dreapta cea populară. De când am înființat Fundația Snagov, noi am tot dat repetat următorul mesaj și noi vom rămâne poziționat pe chestia aceasta. Prin demersurile Fundației și tot ce încercăm să facem în calitate de custode, vrem doar să păstrăm liniște, verde și frumos, ceea ce, chiar pentru cei care dețin terenuri și proprietăți, măresc sau maximizează valoarea inclusiv imobiliar. Mai departe, în loc de a face niște modificări în zona malurilor, într-un fel sau altul, ca până acum, am muncit foarte mult, în sensul a ce spune domnul Negrei, și avem pe internet deja postate mai multe variante și soluții și alternative, în care tu tot poți să ieși la lac, tot poți să te plimbi, dar folosești alte metode și alte metodologii care nu mai dăunează atât de mult lacului. Deci ideea este, nu e de a pune doar interdicții, ci a nu oferi nicio alternativă. Iar în acest sens, eu personal, v-am spus că sunt consultant în management și așa, am studiat cum este Balatonul, am studiat cum este lacul Bled în Slovenia, am studiat Pancerevo în Bulgaria, am văzut cum e Boat Bologna, am fost acum două veri, special să mă uit, măi, dar chiar într-o metropolă, cum reușesc să țină ceva echilibre, că e foarte antropizat. Și am văzut o mulțime de idei, ceea ce mi-a dat curaj că se poate. Să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, pentru a vă vorbi despre câteva lucruri, zicem noi, interesante, frumoase, din zona lacului Snagov.
Împreună cu colega mea, Sanda Lițescu, ne-am ocupat de inventarierea habitatelor și a florei spontane din zona lacului. Prin urmare, ne-am ocupat nu doar de zona propriu-zisă de lac, ci și de împrejurim. Veți vedea, chiar în prezentarea noastră, unele plante nu sunt de apă, ci sunt terestre, de pădure. Dar nu se poate face o distinție netă, nu putem să tragem niște linii așa foarte riguroase. Da, apa este până aici, dar viața din lac continuă și pe uscat și poate și invers. Prin urmare, era obligatoriu să inventariem în această manieră și nu doar strict pe lac. În ceea ce privește habitatele, au fost identificate trei tipuri de habitate acvatice și pe margine, evident, pădurea, despre care am vorbit și puțin mai devreme. Una dintre cele mai importante habitate identificate la Snagov este reprezentat de aceste mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus. Îmi cer scuze pentru cei care nu sunt specialiști botanici și nu avem denumiri populare pentru toate speciile, dar aveți planta în imagine. Acest habitat a fost identificat în afara ariei protejate propriu-zise. Pe o coadă s-a deplasat cerculețul nostru. Da, mai bine se vede în partea aceasta, un indicator, ceva, nu avem sau stau eu acolo. În partea dreaptă, pe coada de la Astoria, este acest habitat cu Cladium mariscus. Este un habitat extrem de rar la nivel național, dar și la nivel european, de aceea este notat cu steluță, fiind prioritar în activitățile noastre de protejare. Ceea ce înseamnă că, indiferent unde s-ar afla, în arie protejată sau în afara ariei protejate, trebuie luate măsuri pentru conservarea acestuia. Asociațiile cu salvinia, cu lintiță, cu hidrocaris, cu iarba broaștelor, hidrocaris morsus rane, sunt prezente în ochiurile de stuf și, de asemenea, la marginea apei, în cozile lacului, se văd bine pe această imagine, acolo unde apa este foarte liniștită. Al treilea tip de habitat acvatic este reprezentat de aceste comunități de nufăr, nufăr alb, și el prezent în toate cozile și cu o populație foarte frumoasă spre Siliștea, spre partea nordică a lacului. Al patrulea tip de habitat, nu vreau să insist asupra lui, este vorba de pădure. Pădurea aceasta care are în componența ei specii de acer și ceea ce este foarte important, de acer, de stejar, de tei și așa mai departe, o compoziție bogată. Trebuie să menționăm prezența fagului, care este în suprafața aceea de 10 hectare, rezervația naturală, pădurea Snagov. Bună ziua! Speciile am ales cele mai rare și speciile care sunt înscrise în listele roșii. Sunt aceste șase, șapte specii. Din habitatul limitrof lacului, adică din pădure și în imediata apropiere a lacului, au mai fost identificate o serie de specii rare, dintre care am ales, noi am selectat în principal orhideele, pentru că ele oricum sunt protejate
peste tot, ca să zic așa, la nivel internațional, și sunt cele mai spectaculoase. În enumerarea acestor specii și a habitatelor a avut ca scop, odată, cunoașterea de către dumneavoastră a lor și, pe de altă parte, să încercăm să vă convingem că merită să fie protejate, nu individual. E greu să vezi o orhidee și ce faci? Ai găsit-o și faci gard în mijloc și ai rezolvat-o, e prea puțin. Deci oriunde o vedem, să încercăm să le protejăm, să nu, măcar să nu le distrugem pe cât posibil. În lacul Are, dacă ne referim la totalitatea lui, pe o lungime de 16 km și e referitor relativ lunguleț, are probabil o circumferință, un perimetru de vreo 30 de km, cel puțin 40% din marul lacului, în care suf. Sunt și zone cu lățimi mai mari, unde între suf și către mal ar putea să fie mai multe ochi cu acest habitat 3150. Necesită timp și efort, o suprafață mare și poate dar în multe alte domenii. Iar când dați voi să completezi, universitatea este mare, universitatea este ridicată mai degrabă în afara arii strict protejate, care cuprinde acolo o suprafață de lungi grabă, da. La margini și în capete. Mulțumesc foarte mult! Sunt doctor în biologie de la Universitatea București. Am studiat foarte mulți ani ciupercile din jurul Bucureștiului. Pluteus aurantiorugosus este o specie nouă pentru România. Am publicat-o în cadrul studiilor pentru doctorat. Am găsit-o pentru prima oară în România, în pădurea Băneasa. Și am regăsit-o cu plăcere în pădurea Znagov, pe malul drept, cred că zic bine, în excursia cu studenții masteranzi. Este o specie de listă roșie europeană, este foarte rară, numai de curând a fost identificată în statele, să spunem, mai sudice ale Europei. Italia a publicat-o în 2013, de exemplu. Volvariera bombicina, iar o specie de listă roșie europeană. Poza nu mi-aparține, domnul Turmac a identificat-o și a fotografiat-o în zona Znagov. Este o specie rară și foarte, foarte frumoasă. Habitatele considerate printre cele mai interesante sunt cele de interferență între mediul acvatic și mediul terestru. Exact aceste tipuri de habitate sunt cele mai vulnerabile la nivel european și nu numai. Ați auzit și multe relatări despre, la nivel mondial, habitatele de ecoton deltaice sau cele de mangrove între uscat și ocean, cât sunt de amenințate și cât sunt de importante pentru păstrarea biodiversității, dar și pentru împiedicarea eroziunii malurilor. Același lucru e și aici. Decât să betonăm și să construim debarcadere, mai bine lăsăm natura, pentru că e mult mai frumoasă, mult mai spectaculoasă și chiar serviciul ecologic numit turist sau de agrement este mai bine satisfăcut atunci când aceste habitate sunt nealterate sau mai puțin afectate. Dar nu e numai asta. Aceste habitate sunt nemaipomenit de importante pentru cuibărit,
pentru reproducere la toate speciile de pești, exceptând câteva specii care sunt, își depun icrele în larg, pelagice, în mijlocul lacului, majoritatea speciilor de apă stătătoare de lacuri, de pești, provin din specii de apă curgătoare. Și atunci majoritatea caută tot malurile, tot zonele de ecoton, tot vegetația de stupăriș în care să-și depună icrele, fiind specii fitofile, adică cu depunerea icrelor lipicioase direct pe rădăcini, pe frunze submerse ale plantelor. Am realizat toată centralizarea datelor și a celorlalți specialiști care au lucrat la inventarierea faunei din toate habitatele lacului Snagov și împrejurim. Mai mult, noi am făcut inventarier și pe o rază mult mai mare, nu numai 500 de metri, am și la 2-3 km în jur, pentru că nu putem, pentru mamifere, pentru amfibii reptili și mai ales și pentru păsări, să ne limităm numai la câțiva metri. Arealul unor este de sute de metri sau chiar de kilometri, chiar dacă se hrănește deasupra apei, pentru păsări acvatice, zona de cuibării sau locurile de cuibării sau cuiburile propriu-zise pot fi în arbori, pot fi la distanțe mai mari sau pot fi și în stupăriș. Dintre toate, cea mai importantă și care specie de interes comunitar cu mari valoare și cu mari periclitari este lutra vidra, care, din fericire, are o micropopulație în lacul Snagov, are mai multe vizuini, cum am văzut pe tot lacul, chiar mai mult în afară, pe cozile lacului, de fapt acolo este habitatul cel mai bun pentru reproducere și hrănire. De aceea, încă o dată vreau să subliniez faptul că aceste cozi de lac sunt cele mai importante care dau viața efectivă a lacului, unde reproducerea maximă a tuturor speciilor de pești, dar mai ales lumea nevăzută a foarte multor nevertebrate. Noi nu ne-am propus în studiu inițial, dar urmează în viitor să realizăm un studiu despre ce nu s-a făcut niciodată la Snagov și ce se face foarte puțin în toate râurile și în toate bărțile și în toate lacurile și în zona costieră a Mării Negre, mai ales în ultimii 20-30 de ani. Analiza producție, productivității și a diversității speciilor de insecte acvatice, de vermi și alte nevertebrate, unde într-adevăr ne rupem degetele pentru că sunt familii cu sute de specii sau unele trec și peste 1000 de specii și sunt foarte greu de determinat, dar ele sunt secretul producției, productivității sau a degradării sau stadiului de degradare a ecosistemului acvatic. Zona complexului Astoria, acolo unde vis-a-vis este și habitatul de Cladium mariscus, avem o diversitate foarte mare de micromamifere și aici am și văzut de câteva ori vidra. E o zonă în care noi mergem și cu studenții în practică în fiecare an. Odată cu acest proiect am început să antrenăm foarte mult studenții și facem practica cel puțin o zi la Snagov în fiecare an cu toți studenții Facultății de Biologie de la noi, pentru că se ajunge și mai ușor și este unul din habitatele cele mai importante, poate pentru cele mai, sau să spunem una din zonele cele mai importante a biodiversității, unde studenții se pot întâlni cu natura. Standardul de viață sau că este dat sau serviciile ecologice sunt date de calitatea mediului acvatic. Dacă aceste procente care noi le-am prezentat aici, pentru noi spun foarte mult între naturaliști, pentru foarte mulți oameni poate nu spun nimic, dar de aceste procente depinde supraviețuirea speciilor și de, raport, echilibru ecologic între ele. Dacă nu îl menținem, atunci unele din ele pot să crească mai mult în dauna celorlalte și treptat, măsurile de conservare nu mai pot să salveze unele care sunt în efectiv deja foarte mici, că devin din ce în ce mai periclitate. E mai ușor să regizezi o bună conservare decât să distrugi și apoi să cheltui sume uriașe pentru reconstrucție ecologică, pentru refacere. Ori asta este și țelul managementului destul de dur care s-a încercat la Snagov,
și destul de corect, sau foarte corect, eu nu știu altul mai corect în granițele României de până acum, în care să ai acest curaj și de aceea noi ne-am alăturat să-l ajutăm în continuare pe domnul Turma. Mai mult, colaborarea dintre noi a fost foarte apropiată de 5 ani de când am lucrat la proiect și mai mult decât atât, mergem în continuare în această luptă, oriunde ar fi ea, pentru ca această rezervație să poată să se extindă. Cea mai importantă, Lutra, micromamiferul, poate cel mai important din toată fauna României, pentru care se impun în situl unde este prezent măsuri speciale de conservare și care trebuie implementate de acum înainte. Elemis vercinus, foarte frecvent la Snagov, pentru că sunt păduri bătrâne, pentru care și pentru asta domnul Turmac s-a luptat ca să nu ajungă să fie tăiate pădurile și arborii de stejar, mamut, cei mai mari. Acum vreo 4-5 ani am dus o luptă cu autoritățile locale silvice care puseseră ochii pe cei mai mari stejari. Deci au o parte să tăiaseră, exemplare câteva sute. De fapt, pădurea Snagovii vorba de vechea rezervație, de acum 70-80 de ani, de când s-a format Comisia Monumentelor Naturii. Acești arbori au fost protejați de vreo 80 de ani, dar au încăput pe mâinele nesăbuiților, prima dată în 2000-2001, că și atunci a fost un proces de tăiere, și a doua oară în 2012. Era chiar între sărbători, între Crăciun și Anul Nou, cât dădeau de zor să tai, când am anunțat și noi mass media, și vedeți că a fost foarte bună, că s-a oprit atunci pe loc. Urma să fie tăiat aproape tot, ci mai erau păduri bătrâne, arborete mari, cu arbori multiseculare. Avem până și alun. O curiozitate botanică, să spunem așa, este că la Snagov, chiar în zona până lângă lac, există în subarboret alunul Corylus avellana, care aparent ar avea ce căuta la Snagov, în zona de șes. Este în zona colinară, în zona subcarpatică și în zona carpatică, până la munte, în zona montană inferioară. Aici a rămas ca relict, să spunem, glaciar, cu un climat mai rece din jurul lacului, doar în jurul lacului, la fel ca și fagul de la Snagov, tot din zona colinară, din perioada ultimei glaciații, care nu s-a terminat de foarte multă vreme. Făcută și pe ordine, tocmai pentru a sublinia diversitatea și raportul între specii și faptul că față de alte habitate acvatice sau lacuri, sau lacuri, bălți, ferme, piscicule, aici avem o răspândire, o radiație, să spunem așa, de multe specii de păsări, tocmai că este o diversitate mai mare a hranei, asigurată atât de pădure, cât și de apă, de habitatele acvatice. Doar în zona Comana, Balta Comana și pe pâraile din jur avem o diversitate cam de mărimea asta. În rest, numai la Snagov mai este în tot ce vedem noi între Carpați și Dunări. Vedeți, aici sunt 5 specii, Carasus carasus, Cobitistenia, Zbârluga, Țiparu, Proterorinus marmoratus și Boarța, pe listele europene și și în Directiva Habitate și în OG57. Pe lista roșie sunt mult mai multe de la Convenții de la Berna și pe lista Avicenna.
Vreau să vă prezint câteva păreri personale în ceea ce privește motivul care ne-am adunat, și anume extinderea ariei. Din punctul meu de vedere, în momentul în care au fost desemnate cele două arii, respectiv lacul Snagov, area protejată lacul Snagov și area protejată pădurea Snagov, era o altă viziune asupra conservării. Adică ceea ce oamenii încercau să facă era un fel de ultime redute sau ultime bastioane în calea dispariției speciei. Practic, să zicem, niște rezervoare în care speciile respective ar fi supraviețuit o perioadă nedefinită de timp. Ei, ulterior, am mai evoluat și noi și gândirea noastră, și ceea ce am observat este că acest lucru nu este posibil. Nu poți să creezi un sistem închis și să te aștepți ca el să funcționeze nelimitat. Și atunci reiau practic ce au spus și unii dintre colegii mei. În primul rând, animalele au nevoie de dispersie. Dispersie înseamnă că ele se deplasează dintr-un mediu în altul. Deplasarea se face pentru hrănire, se poate face pentru reproducere. Există mai multe motive. Sau pur și simplu au diferite locuri unde trăiesc o perioadă de timp, să zicem vara, și pe perioada de iarnă se deplasează în alte locuri. De obicei, când ne gândim la migrații, că practic aceste deplasări sunt migrații, când ne gândim la migrații, ne gândim la animale mari, la mamifere. Dar acest lucru nu este întotdeauna valabil. Adică chiar și animalele de talie mică, cum sunt insectele, probabil că știți de fluturile monah din America de Nord, avem și noi. Chiar și amfibienii și reptilele se deplasează. De exemplu, broaștele și mai multe persoane de la Snagov au spus că au observat broaștele deplasându-se dintr-o parte în alta, practic făcând o migrație. Asta e din cauza că ele se duc în habitatele de hrănire pe timpul verii, iar iarna se întorc către niște habitate favorabile pentru hibernare, unde este mai cald, pământul nu îngheață și pot trece iarna cu bine. Aici mai intervine o problemă în cazul amfibienilor și reptilelor. Amfibienii și reptilele sunt ceea ce noi, ca și cercetători, numim animale cu dispersie limitată. Asta înseamnă că ele nu se pot deplasa pe o suprafață mare. Ele se deplasează pe o distanță foarte mică. Și atunci, dacă practic tai arealul speciei respective, ai foarte mare șansă ca populațiile în timp să dispară. Și iarăși revenind la ceea ce spunea domnul Turmac și a speculat foarte bine, este necesar conectivitatea siturilor Natura 2000, practic pentru ca cele două arii protejate și întreaga rețea Natura 2000 să aibă o coerență, să funcționeze, este nevoie ca aceste arii să fie unite între ele, practic să permită animalelor să se deplaseze într-o parte în alta, în principal pentru ceea ce am subliniat, și un alt lucru este diversitatea genetică. Niște populații care nu beneficiază de diversitate genetică nu pot supraviețui, pentru că dacă apare o schimbare în mediu, toate animalele având aceleași gene, dacă schimbarea este dăunătoare, întreaga populație poate să dispară. Sau animalele apare o rată de mortalitate foarte mare ca urmare a consanguinizării, fenomen de care bănuiesc că știe toată lumea. Și atunci, ceea ce vreau eu să spun practic este că area naturală lacul Snagov și cu area protejată pădurea Snagov sunt niște delimitări artificiale, pentru că animalele nu țin cont că aici este area protejată și dincolo nu este area protejată. Ele se vor deplasa, iar uneori se vor deplasa chiar și prin medii antropice. De exemplu, broaștele traversează șoseaua, cred că toată lumea l-a văzut. Același lucru se întâmplă, domnul Crăciun spunea, de arici, care ajung în drum exact din același motiv. Ele au nevoie să se deplaseze într-un loc în altul. Și, practic, ar fi nevoie de extinderea acestei zone de protecție pentru ca speciile respective să poată supraviețui în zona lacului Snagov.
De fapt, toți amfibienii sunt protejați în Uniunea Europeană prin prisma faptului că habitatele acvatice sunt unele dintre cele mai amenințate habitate la nivelul Uniunii Europene și sunt în proces de restrângere. Și atunci toate speciile care le protejează, care sunt prezente în aceste habitate, sunt protejate și ele. Mai mult, cele două specii au fost considerate și cu potențial de bioindicatori, adică indicatori de ape curate. De fapt, o să vedeți că, în general, sunt mai puține specii de amfibieni și reptile în lac decât în pădurea din jurul lacului. Dacă la amfibieni o parte sunt protejate și o parte sunt cu interes economic, în schimb la reptile toate speciile sunt protejate prin legislația românească. Câteva cuvinte despre protecția liviecilor. Sunt protejați prin Convenția privind conservarea vieții sălbatice, Convenția de la Berna, și sunt trecute toate speciile de chiroptere ca strict protejate și protejate în anexele 2 și 3. Această convenție a fost, la care România a aderat, a fost legalizată la noi prin legea numărul 1393. De asemenea, există acordul privind conservarea liviecilor din Europa, Eurobats, la Londra în 91, de asemenea România a aderat prin legea 90 în 2000, care acest acord interzice capturarea, deținerea, omorârea deliberată a liliecilor și solicită identificarea locurilor importante pentru starea de conservare de posturi, locuri de hrănire, locuri de reproducere. Cea mai importantă, directiva Habitate, directiva cadru 92/43 a Consiliului Europei, în care toate speciile de lilieci sunt protejate în anexa 4 și există 13 specii de lilieci de interes comunitar, acolo conservarea necesită desemnarea unor zone speciale de conservare în anexa 2 și dintre acestea noi am găsit două specii, Myotis myotis și Myotis blighti, în zona pădurii Snagov. Această directivă a fost înregistrată în România prin OUG 57/2007. Cu siguranță s-ar putea să fie mai multe specii, mai ales că malul stâng n-a fost deloc verificat și e o pădure mare, o pădure bătrână. Bucăți din această prezentare o vom pune pe YouTube și mulțumesc că, iată, administratorului lacului, reprezentantul Apelor Române, că ne va prezenta câteva detalii despre calitatea apei, cum se măsoară, e bună, e rea. Ne afectează foarte mult imaginea pe parte de medie amplificată din 98 în special, că apa lacului este infectă, că sunt tot felul de nenorociri și că nu merită să vii, să stai acolo, ceea ce a fost o manipulare mediatică. Ar fi bine să vedem cei care le și măsoară, le monitorizează, ce fac, cum fac și de fapt care este situația reală. Încărcarea biologică corespunde clasei 1 de ceea ce face domnul Turmac cu conștientizarea populației și mai ales a populației riverane cu privire la importanța și luarea măsurilor ce trebuie respectate în vederea protejării resurselor de apă. Și o concluzie finală, calitatea din lacul Snagov este monitorizată permanent de Apele Române. În perioada 2013-2016 s-au realizat o serie de măsuri complexe, astfel încât concluziile sunt că în prezent se poate vorbi de o stare ecologică bună a calității apei. În cursurile mele, Economia Mediului, am un capitol intitulat Ecolimbaje, pentru că am pornit tocmai de la această constatare, anume o percepere diferită a unor termeni, a unor concepte, astfel încât, deși ne întâlnim cu toții, vorbim, aparent ajungem la niște soluții, fiecare
mergem și încercăm să punem în practică ce am discutat, dar punem în funcție de ce știm noi că înseamnă termenul ăla, cuvântul ăla. Drumul spre rai trece prin ariile protejate, dar trebuie să recunosc și reversul. Anume, dacă nu vom învăța să vom iubi cu adevărat natura creată de Dumnezeu, cred că planeta Pământ se va îndrepta spre noi începuturi, lăsând în urmă miliarde de orfani. Vedeți că există o posibilitate a unei evaluări rapide a serviciilor ecosistemice. Îmbrăcarea planului de management cu aceste aspecte economice ar putea să-l facă mai convingător în fața factorilor decizionali. Atât în sensul de a aloca resurse pentru punerea în practică a planului de management, dar și pentru a institui instrumente menite să conserve, într-o măsură mai mare sau mai mică, diferitele servicii ecosistemice. Ca și procedeu sau demers pentru conservarea zonei Snagov. Cum se face? Ce se face? Păi, într-o primă etapă, și asta am încercat să refacem la Fundația Snagov în ultimii ani, ar trebui să vină ceva cercetători și să vină, că iau calitatea și competența, și într-o formă oficială să constate că sunt specii de cauză. Altceva decât persoane fizice sau iubitori de natură, că poate le confundă, le recunosc, nu le recunosc, da? Deci ar trebui, în mod oficial, formal, făcută treaba aceasta. Ei bine, din acest punct de vedere, vedeți noastră, s-au făcut vreo 10 studii științifice într-un proiect post-mediu. Ăsta este numai pentru, pentru ce? Pentru păsări. Studiile acestea, care sunt oficiale, sunt acceptate, validate de Ministerul Mediului și vă spuneam că în loc de 5 specii protejate, sunt 171 în area protejată, dar și în imediata vecinătate. Față de 171, în ultimii 2-3 ani, am făcut toate demersurile pe partea de fundație și am rugat să vină și le mulțumesc foarte mult că au venit tot felul de cercetători. S-au uitat, au mai pozat, au mai scris, au mai rezultat materiale oficiale, semi-oficiale, le-am păstrat numai pe cele oficiale, deci cele semi-oficiale sunt deja 311 specii rare și protejate. Și dacă aș pune numai din tot de foto de astă vară, am mai primit să mai punem 20 de specii pe care au trecut, acolo le-au pozat, dar nu le putem băga în demersul ăsta oficial, pentru că ei nu sunt cercetători. Da? Și asta este. Pe de altă parte, documentația aceasta de extindere, pe care am completat-o, am utilizat o metodologie ceva cu un formular Natura 2000 și lista este asta de aici. Vedeți dumneavoastră, nu aveți cum să vedeți, dar la majoritatea pozițiilor aici scrie INV. E din procesul ăsta cu post-mediu. Deci 171 sunt astea deja avizate de Ministerul Mediului. Da? Deci Ministerul Mediului știe că sunt. Cercetătorii, de asemenea, au făcut demersul și le mulțumesc, încă din 2012 s-a depus un memoriu științific. Avem habitatul ăsta cu Claudiu mai spus, prioritate. Ar fi trebuit Ministerul Mediului, fiind prioritar, legislația europeană, să dea o mână de ajutor să se protejeze în afara arii protejate, coada aceea, coada cățelului. De asemenea, vă arătam, ca să zicem că este scopul zilei de astăzi, în 52 era o zonă mai mare protejată în zonă, acolo, a rămas din 1147 de hectare numai 110 hectare.
și Tiberiu, domnul Tiberiu Săvrean și alți cercetători vin și spun, nu poți să faci arie, numai luciu de apă. De ce broasca testoasă, șarpele și multe alte pietăți se hrănesc, își pun ouăle pe mamă. Nu există așa ceva, deci din punct de vedere ecologic. Am spus, sunt mai multe motive care, într-un fel, au pun cu semnul întrebării de ce s-a redus aria de acolo, de ce are această configurație. Dar să zicem că asta nu ne interesează atât de mult, ar trebui să ne uităm la multitudinea de specii care sunt confirmate și ar fi fost suficient și câteva. Ce să mai zic câteva zeci sau câteva sute? N-a fost astăzi din sală doamna Angela Petrescu, n-a putut veni, este într-o delegație, parcă Cluj sau Baia Mare. N-a putut să fie doamna Melania Stan. Speram, poate și domnul director să ne ajute cu câteva cuvinte. Am analizat amontele și avalul, prezentam aici, și anume Scroviștea cu Căldărușan Drin. Și spuneam că istoric în ultimii 70 de ani, zona asta are cele mai multe studii și fundamentări științifice. Habitatele sunt aceleași. În special speciile de faună migrează. Le-am găsit acolo. Cert este că avem acolo un patrimoniu natural de protejat, o mare biodiversitate și din cine vrea dau articolul și ce am făcut, am dat și pe comunitate de presă, culmea maximum de biodiversitate este în zona dintre Scroviștea și Căldărușan Drin. Și ar trebui făcut ceva cu chestia aceasta. Ce am făcut noi concret? Am completat documentația, am depus-o la Academia Română cu niște scenarii, cu niște variante. Pe parte de... Am mai completat cu niște articole și considerații, sesizând faptul că există mai multe biodiversitate în zona Snagov, pe o suprafață în prezent mică sau micșorată în mod ciudat, față de densitățile, ca să spun, în amonte și în avaci. Cu fundamentarea pentru speciile în cauză, am încercat să spunem ce se poate face. În mod normal, ar trebui, în opinia noastră, să se găsească o cale, pentru că și Rom Silva și apele române sunt poate în aceeași umbrelă. În scenariul acesta de 2080 de hectare, față de 110 hectare, în fond ce s-ar include? S-ar include luciuri de apă, căci peștii aia nu știu să scrie, să citească, să iasă din apă, să vadă unde să termină aria protejată. Habitatul este același. Și, într-un fel, nevoile, obiectivele de conservare sunt similare cu cele ale apelor române, care tot subordonate al Ministerului Mediului și, deci, directiva apele este similară ca și măsuri și abordări și atunci, într-un fel, facem același lucru separat, am putea să facem și împreună. În vara aceasta, bucuria cea mare e că nu numai fotografii profesioniști ne-au ajutat, dar au început și din comunitate să primim telefoane, poze și filmulețe și de vidră și de pisică sălbatică. Iată, încă veste fristă au murit la acolo și cu dovezile cauză, dar vedeți dumneavoastră, ușor, ușor, niște lucruri se mișcă. Din dovezile, chiar de la din travo.ro de la Antipa, rezultă, spuneam, 52 de articole în anii din urmă și cercetările curente susțin că există multă biodiversitate și vedeți dumneavoastră mai departe sunt aceste două curente de opinii. Și anume, că s-a construit, da, s-a construit, s-a antropizat, dar totuși unele specii nu pot migra și sunt captive și încă sunt acolo și se mulțesc și ar trebui cumva protejate. Alte specii continuă să vină, că și în altă parte areale se micșorează, deci noi, de fapt, le avem acolo. Și exact așa cum s-a spus și cu prezentarea aceea pe valoare, valoare financiară, economică, în arii protejate, am putea să vedem și variante de dialog pentru a găsi un consens, un lucru.
Vedeți noastră, directiva APE și setul ăsta de obiective, în fond, e în aceeași direcție cu ideea sau cu obiectivele de a proteja și biodiversitatea. Adică dacă apa e bună, avem și această biodiversitate. Dacă vrem apă mai clară și nu mai știu ce, putem să ne întrebăm la rolul de filtrare a plantelor care, gestionate într-un fel, au asigură acest beneficiu. Vedeți, noastră, din studiile astea științifice, rezultă o chestie interesantă. Se măsoară una din metode transparența apei. Sunt vreo 3-4 inici. Și funcție de asta pot să spun cât este oligotrof, mezotrof sau eutrotrof. Vedeți, noastră, lacul Snagov a ajuns, când e vară și sunt alge, la numai jumătate de metru. Față de, spunea nu numai domnul Bațarachi, o să fie și partea de discuții și alte dovezi, mai spuneau și alți pescari și din Academie. Dar, în concluzie, ideea este că în ultimii 50-70 de ani s-a schimbat totuși în ceea ce privește structura de plante, de zooplancton, fitoplancton și asta are impact și asupra măruștelor și a insectelor, s-a schimbat cât în mod natural de la sine se schimba în mii de ani. Chimic și bacteriologic poți face bani în apa lacului Snagov, n-ai nici pe nada, ba chiar apa e mai bună decât în ultimii ani. Chimic și bacteriologic, ceea ce este total opus față de manipularea mediatică, să nu la Snagov că se îmbolnăvește copilul, să nu faci baie că iei buba și dacă ai mâncat un pește din lac, sigur mor. Deci chimic și bacteriologic în regulă. Pe parte de transparență și echilibre ecosistemice s-a făcut o schimbare, care într-o anumită măsură este reversibilă. Un mod foarte simplu și m-aș bucura și cred că o să-l vedem chiar în 2 ani de zile, e faptul că dacă nu mai sunt 300 de șalupe sâmbătă, duminică, pe lac, care făceau foarte multe valuri la un lac cu malul, cu sedimente, deci indica sedimentele în apă, și atunci algele astea, cu sedimentele ridicate, se înduzeau și nu mai intra lumina și nu mai aveam în zona bentonică suficient de plante și nu se oxigenează la cu cum trebuie și alte câteva oscilații de genul. Bun. Închid ideea aici. S-a făcut o șiftare, un schimb. Deși chimic și bacteriologic apa e bună și chiar mai bună, s-au schimbat niște chimii. Parțial este de refăcut cu niște măsuri, parțial. Thank you.
Să fiu mai precis, în martie fac 50 de ani de când sunt pe malurile lacului Snago și am trăit schimbările de-a lungul anilor. Așa cum era prin anii 60, când era totul frumos și limpede, vedeai fundul lacului la 7-8 metri, vedeai cum crește iarba pe fundul lacului. Ei, lucrurile s-au schimbat pe parcurs, s-au schimbat foarte multe lucruri și mai ales după Revoluție, după câte am observat. Deși și pe vremea lui Ceaușescu au fost unele schimbări, dar poate în nebunia lui, poate că avea și ideea asta de a proteja probabil Snagov, poate că era mult mai interesat să fie mai bine protejat. Dar trăind de-a lungul celor 50 de ani, s-a schimbat foarte mult și mai ales în zonele unde sunt locuitori. Aici e o problemă foarte mare, unde s-au construit vile. Știți foarte bine situația dumneavoastră care stați și dumneavoastră și studiați, că sunt alături de dumneavoastră și voi fi ori de câte ori cu asociația noastră, că același lucru le întâmpinăm și în Delta. Dar faptul că sunteți aici, faptul că începem să ne adunăm și așa cum spunea cineva că glasul nostru poate să fie mult mai puternic dacă suntem uniți, cred că putem face ca Snago, măcar din ce a rămas, să conservăm așa cum este acum, măcar copiii noștri. Vorbeam mai devreme cu doamna care a prezentat despre lotul și am niște poze aici făcute acum în 2013, în iunie 2013, când lacul era limpede și exact la un an am tot așa poze când nu mai e nimic ca lotul. Și lotusul ăsta pare să fie o problemă, deși multă lume zice că e protejat, dar el este practic parvenit în Snago. Da, catalog e invaziv deja. Exact. Da, și mă uitam de 2 ani, mă uitam că el are o așa vegetație puternică, cred că depune câțiva centimetri pe an. Asta înseamnă că în 10 ani practic va dispărea lacul Snago, cel puțin zonele astea periferice. De aceea mă bucur că sunt și foarte mulți specialiști și foarte mulți oameni care chiar îi interesează lucrul acesta și considerați că și eu cu asociația mea voi fi alături de domnul Turmac și de dumneavoastră să facem în așa fel ca Snagov să redevină măcar ceea ce a fost acum 50 de ani. Eu vă mulțumesc și pentru invitație și oricând voi fi alături de dumneavoastră. Frumusețea Snagovului influențează, se regăsește în frumusețea literară. Deci tot ceea ce am văzut, biodiversitate, tot ceea ce am văzut, bogăție, splendoare, se regăsește, hrănește probabil sufletele oamenilor din Snagov. De ce erau orele alea inoubliabile? Pentru că, și se leagă teribil, se leagă de situația pe care au prezentat-o azi, într-o traducere așa foarte rapidă, Snagovul constituie o oază a vastei câmpii valahie. O să vă regăsiți fiecare cu domeniul lui de exprimare, care se revarsă asupra Bucureștiului ca într-un deșert. Pădurea, scăldată de soarele nemilos al zilelor de vară, e vestită mai ales prin singurătatea ei. Mă puteți contrazice? Nu, pe Panaiti Strati nu-l puteți contrazice. Lacul acoperă mai multe sute de hectare, domnul custode, sute de hectare, zice Panaiti Strati, în 26, nu știu. Ce se întinde pe câte așa, e presărat cu instulițe sufoase de vegetație, plutind în zigzag și profilându-se ca niște uriașe căciuli țărănești de munteni. Aici, se află din belșug vânatul, peștele, racii, care se găsesc pe maluri. O largă fâșie de stuf, înaltă de câțiva zeci de metri, înconjură lacul ca un zid neîntrerupt, oferind loc de ascunzătoare iepurilor și umbră miilor de broaște care se pun la adăpost de arșița verii. Câteva sălci pletoase, ursuze și indiscrete, ca niște călugări sălbăticiți, se pleacă spre suprafața apei, asemenea unor duhovnici neobosiți. Din loc în loc, nufărul, rege al purității,
înălțându-și frunzele pline de sevă, veghează mândru singurătatea lacului. Ăsta e Panaiti Strati. Culme, am urmărit, aceleași persoane revin peste o săptămână sau două în locul unde el și-a lăsat gunoiul și își face grătarul și își pune păturica lângă propriul lui gunoi. Și eu asta nu pot să înțeleg. Să nu vă fie niciodată teamă de animale, de reptile, de orice, să vă fie frică de oameni. Și n-am înțeles-o atunci, că eram mai tânăr, aveam doar 17 ani, dar în timp și datorită vârstei și datorită a ceea ce se întâmplă la ora actuală, pot să vă spun că așa este. Omul sufocă natura, iar noi fără natură nu putem să trăim. De acolo avem oxigenul, de acolo avem starea de bine, de acolo avem încărcătura energetică care ne poate oferi o viață cât mai ok din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc foarte mult! Sunt alături de domnul Turmac să-l sprijin în acțiunile dânsului, pentru că vreau ca și copiii noștri să aibă unde să meargă, să respire un aer curat, să calce pe un fir de iarbă și să își se deconecteze așa cum am avut și noi o copilărie fericită în mijlocul naturii. Eu cred că sunteți pe drumul cel bun și, sau, hai să zicem, suntem pe drumul cel bun. Sunt mai la cum suntem pe drumul cel bun și lumea din aproape în aproape va învăța. Lumea din aproape în aproape va învăța. Trebuie răbdare, domnul Turmac. Vă felicit pentru tenacitatea pe care o aveți. Să vă dea Dumnezeu în continuare aceeași tenacitate. Avem nevoie de ea. Și, cum zice domnul Munteanu, eu așa văd lucrurile acolo. Cum să spun, o arie protejată, unificată. O arie protejată, unificată, cred că aduce foarte, foarte bine. Și nu știu de ce nu s-ar putea face și un plan urbanistic sau o lege urbanistică impusă zonei, impusă Consiliului Local, prin care toți cei care locuiesc în area protejată să fie măcar înștiințați, cei care locuiesc în momentul de față și au construcții, și au case, și au beneficiază de niște lucruri în area protejată, și cei care urmează să se supună acelui plan de management al întregii arii protejate. Dar inclusiv cei care locuiesc să își reevalueze toate proprietățile și tot comportamentul în area protejată. Nu cred că e mare lucru. Da. Nu cred că e mare lucru, e puțină voință. Și vreau să zic că Tiberiu și domnii care au fost înainte au mare dreptate când propun unirea tuturor zonelor. Pentru că ce am văzut aici, și plante, și insecte, și păsări, și faună, eu le-am regăsit în Căldărușan. Deci toate astea se găsesc și în Snagov și în cealaltă rezervație. Acum, cu domnul Turmac am vorbit de curând, eu o să-l sprijin începând de noiembrie și pentru anul viitor, tot așa cu un grup de fotografi, să venim să facem. Noi acum ne ocupăm de fotografia de viață sălbatică. Domnul Turmac mi-a explicat, cercetător, când face o poză, trebuie să-i se vadă punctul roșu de pe cioc sau nu știu ce. Eu fac fotografia dinamică. Dacă e pasăre, vreau să o văd în zbor. Dacă e șarpe, vreau să văd când atacă. Dacă e mormolog, vreau să văd când înnată. Dar o să căutăm să o sprijinim cu fotografii de bună calitate, alături de colegii mei care o să începe să venim de la anul și chiar din decembrie, după ce îngheață la. Și eu cred că până la urmă localnicii își vor spune cuvântul asupra celor intruși acolo. Ei simt că lucrurile le aparțin, sunt dornici să facă acest lucru. Ca în orice domeniu de activitate, toți copiii spun de fiecare dată, dar de ce nu se fac așa toate orele de biologie? Dar și sistemul de educație are nevoie de această ieșire a copilului în natură. El trebuie să, nu știu, e un simț al proprietății. Poate ar trebui să-i facem un pic egoiști, să știe că ce e acolo este al lor. Și nu, cum să spun, Znacovul nu e dincolo de gard sau nu e dincolo de malul lacului sau nu e dincolo de proprietatea vecinului, că dacă pentru 5 minute o viețuitoare a stat în pomul vecinului, în următoarele 15 minute s-ar putea să fie și la el în curte. Și atunci ei trebuie să împartă toată această bogăție a naturii și să învețe să o gestioneze. Din punctul de vedere al activităților desfășurate cu copiii din toate localitățile riverane lacului Snagov, eu cred că întotdeauna au fost o reușită.
Știu foarte bine și nu vreau să fac comparații, că mai sunt arii naturale protejate, nu vreau să aduc în față doar Fundația Snagov ca și activități, dar ca inspector școlar pot să spun că palierul cel mai reușit de activități au fost în acest parteneriat cu aria naturală, aria naturală protejată la Snagov și copiii s-au implicat cu trup și suflet și deja s-a dus vestea în județ, ca să zic așa, și alte școli întreabă, da, de ce nu avem și noi voie să venim la Snagov să participăm la competiții? Adică deja ei au început să înțeleagă că Snagovul e o parte a județului Ilfov, că domnul prezenta acea viziune locală, regională și națională. Eu cred că din punctul de vedere al componentei educaționale, aria naturală protejată la Snagov a reușit să atingă toate cele trei dimensiuni. Școala altfel, activitățile deosebite din școala altfel, se întâmplă în aria naturală protejată și toți copiii sunt încântați că pun mâna pe viețuitoare, că le văd, că le fotografiază, că sunt acolo și asta este o dimensiune națională. Ca dimensiune locală, v-am zis, concursuri, competiții, totul s-a întâmplat acolo, iar copiii care chiar trăiesc acolo, ei chiar știu să protejeze și chiar participă cu acele fotografii cu coordonate GPS. Într-un final am reușit cu poliția județului Ilfov să oprim și acest lucru. Până la urmă avem o situație juridică destul de grea la Snagov, o opoziție foarte mare pe care o avem din partea celor cu carte multă, dar aici este un raport invers proporțional și cu mintea, adică unii au bani mulți și au minte puțină. Ei sunt cei mai agresivi cu noi, de aceea și autoritățile răspund foarte greu la aceste, hai să spunem, rugăminți ale noastre. Legea spune foarte clar, planul de management al unei arii protejate este obligatoriu pentru toate autoritățile care operează în zona respectivă. Ca atare, toate autoritățile se supun acestui plan de management. Da? El nu este în defavoarea cetățenilor și a vetrei satului, dimpotrivă, el trebuie să le creeze niște avantaje. Până la urmă, noi am reușit să chemăm în instanță primăria comunei Snagov, care nu dorea să pună la dispoziția custodele, așa cum legea îl obligă, datele acestor riverani. Vrem să știm și noi, ne-am întrebat foarte clar, cine sunt riveranii zonei, spuneți-ne și nouă și vă rugăm să ne dați și actele urbanistice care au stat la baza edificării acestor construcții. Da? Este obligatoriu prin lege să ne prezentați acest lucru. De ani de zile custodele se ruga, făcea, a văzut și nasă câte petiții, până când noi am preluat problema, i-am explicat și dânsului că e mult mai bine să mergem în instanță, am mers în instanță, am câștigat, acum în două săptămâni maxim este termen și la Curtea de Apel în care sentința va fi definitivă, primăria comunei Snagov este obligată să pună la dispoziția custodelui toate datele privind riveranii și modul, dacă există acte urbanistice pentru terenurile respective. După aceea, pe fiecare în parte, le vom lua la puricat și vom chema în instanță absolut toți cei care au construit ilegal și care, într-adevăr, agresează aria protejată. O să colaborăm în continuare și cu Apele Române, care au calitatea de administrator și cam asta ar fi situația juridică la momentul actual în Snagov. În continuare, noi acordăm tot sprijinul juridic de care are nevoie. Avem, cum să vă spun, și o activitate de vreo 18 ani în care nu ne mai impresionează nicio amenințare și nicio personalitate. Dimpotrivă, împreună cu custodele, dorim să facem această educație nu atât localnicilor care ei au rămas atașați de lac și care, într-un fel, protejează lacul, vorbim de cei care și-au făcut aceste vile de vacanță dumneavoastră. Cu aceea avem probleme și colaborarea noastră sper să meargă bine înainte, pentru că așa cum ați văzut din datele dumneavoastră științifice, foarte multe specii s-au concentrat la Snagov. De ce? Pentru că este in the middle of problem, e în mijlocul problemei acolo. Și este normal că cel mai bun habitat, protejat de celelalte păduri, din aval, din amonte și din aval, s-au dezvoltat mult mai bine. Și atunci am zis, hai să mergem în două etape, poate măcar așa autoritățile vor înțelege. Există o lege care numește legea 86/2000, transpunerea convenției de la Aarhus, Aarhus. Acolo spune clar,
orice acțiune care poate aduce un impact asupra mediului și poate afecta un riveran, trebuie să poate fi pornită numai cu acordul celor interesați sau celor care sunt avizați. Eu cred că metoda de a fotografia și de a toca autoritățile, fiecare cu alt nume, nu neapărat în numele ecocivic, dar în numele unui bucureștean care a trecut pe acolo, este cea mai eficientă ca să se poată schimba lucrurile. Pe parcursul anilor din urmă a fost un martor mai îndepărtat al eforturilor care s-au făcut la Snagov pentru ocrotirea acestei zone, care într-adevăr este de excepție, mai ales în ambianța aceasta apropierii de un București supraaglomerat, suprapopulat, suprapoluat. Din partea Comisiei Monumentul Naturii, noi, și eu și ceilalți colegi, ei am chemat, n-au putut probabil să vină, eu transmit sincere felicitări pentru eforturile pe care le-ați făcut și pentru rezultatele pe care le-ați obținut dumneavoastră, echipa dumneavoastră, toți cercetătorii care v-au sprijinit, am înțeles foarte mulți voluntari, deși voluntariatul s-a cam terminat în țara românească de astăzi și ați realizat, aș putea spune, aproape un unicat, o asemenea documentație științifică, asemenea efort de a pune la un loc tot ce a fost de prin 1952 și din punct de vedere 452 și din punct de vedere legislativ, poate l-a retezat să mai fie. Că și acolo istoria este mai lungă, de prin 35 de ani. Alte arii protejate, să știți că nu s-a realizat așa ceva. Eu vă felicit și vă doresc în continuare să nu lăsați treaba asta. Suntem alături de viață. Mai să-l aplaudăm.